Bine v-am găsit, voi face un aperitiv din ridic și morcov cu brânză de vaci. Am aici 400 de grame de ridic răzuită pe răzătoarea mică. Voi adăuga 250 de grame de brânză de vaci făcută în casă. Voi face maioneză din 200 de ml ulei de măsline și 100 de ml lapte. Pornesc blenderul. Acum voi turna maioneza în alt vas curat. După această rețetă, maioneza este super bună. Nu este atât de greu digerabilă ca cea făcută cu gălbenuș de ou, nici nu conține așa mult ulei. Pentru a-i da culoare, am să pun puțin turmeric, cam un vârf de linguriță aproximativ. Pun puțin piper și sare. O linguriță muștar. Le amestec și voi mai adăuga 4 linguri de smântână. Folosesc smântână de 15%. Amestec și voi obține o maioneză foarte gustoasă și mult mai sănătoasă ca cea cu gălbenuș de ou. Conține și mai puțină grăsime. Această maioneză o să o folosesc la ouăle umplute și o să folosesc o parte din ea pentru un aperitiv cu ridic și morcov. Din maioneza pe care am făcut-o pentru ouăle umplute am lăsat jumătate și o voi folosi la acest aperitiv. Deci cam jumătate o să o pun la ridic, iar cealaltă la morcovi. Amestec să se omogenizeze bine. Am terminat de omogenizat brânza cu maioneza și ridicile. Eu n-am mai pus sare, dar dacă vă place mai sărat, puteți să mai adăugați puțină sare. Acum voi pune compoziția într-o tavă cu fundul detașabil. O așez uniform în tavă. Am așezat uniform compoziția în tavă. Acum iau morcovul. Și pun 150 de grame de brânză de vaci făcută în casă. Și am cam 50 de ml de maioneză. Maioneză pe care am făcut-o inițial pentru ouă umplute. O folosesc și aici din ea. E gata și compoziția cu morcovi. O pun peste cea cu ridic. Și o întind uniform în tavă.
Am întins și compoziția cu morcovi. Acum voi orna cu ardei tăiat cubulețe mici. Am roșu și verde. Așa și pun și două crecuțe de oregano. Înainte de a o servi, o las la frigider măcar o oră.